Este ora 15, doamnelor și domnilor, bună ziua și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Regiunea în Obiectiv. Astăzi vă aducem noutăți de la Festivalul Internațional de Teatru Interferențe, care se află la cea de-a 6-a ediție și care va marca și o premieră. Este pentru prima dată în organizarea Teatrului Maghiar de Stat din Cluj-Napoca, când va avea loc adunarea generală a Uniunii Teatrelor din Europa. Mai multe vă spunem în doar câteva minute, când ni se va alătura în platou directorul festivalului, reputatul regizor Tompa Gabor. Un seminar în cadrul căruia va fi lansat și un album foto al celebrului fotograf Remus Țiplea din Țara Oașului va avea cea de-a doua temă de discuție de astăzi la Regiunea în Obiectiv și vom discuta despre asta împreună cu invitații mei, antropologul Oana Ivan și fotograful Remus Țiplea însuși, iar pentru final vă invităm la Festivalul Internațional de Ceramică Contemporană. Programul complet și invitația cele de-a 5-a ediție le veți afla de la invitatul meu, Ioan Sumedre, președinte și fondator al acestui festival. Pentru început însă vă prezentăm o situație care a generat numeroase reacții pe rețelele de socializare și anume de frișările din pădurea Hoia Baciu, unde, spun activiștii de mediu, se taie zilnic copaci. Colegul meu, Tiberiu Sas, reporter al știrilor TVR, a fost la fața locului pentru a vedea care este situația. Tibi este chiar acum în direct cu noi și ne spune ce a descoperit în timpul investigației sale jurnalistice. Te salutăm, Tibi. Te rog să ne spui ce se întâmplă în pădurea Hoia. Ovidiu, sunt chiar în pădurea Hoia, trebuie să vă spun, sunt chiar aici cu un reprezentant de la Protecția Mediului, o organizație guvernamentală. Am venit aici pentru că pe Facebook s-au sesizat mai mulți oameni care iubesc pădurea și au văzut că se taie, sunetul drujbelor răsună în pădurea din Hoia. Am venit să vedem care este situația aici. Chiar acum am stat de vorbă cu cineva aici în pădure care mi-a arătat un copac perfect sănătos, care spune dânsul a fost tăiat. De fapt, igienizarea pădurii nu înseamnă să tai doar copacii care sunt toporuți de vânt, copacii uscați și așa mai departe. Cei de la Ocolul Silvic Cluj spun că doar acești copaci sunt tăiați. Acum vedem, punem lucrurile cap la cap și vedem care este situația. Ascultăm toate părțile ca să nu fim pătimitori, să nu ne acuză nimeni de așa ceva. Problema e că s-ar putea face mult mai mult din aceste puncte de vedere. Ar trebui văzut ce spune și legea, cât se poate tăia, ce fel de copaci se pot tăia, pentru că oricum pădurea Hoia este plămânul verde al Clujului. E o problemă că neregulile din păduri puteau fi sesizate până acum cu ajutorul aplicației Inspectorul Pădurii, dar între timp aceasta a fost blocată de guvernanți. Iar justificarea a fost că lucrează la altele noi, mai performante, să vedem când vom avea din nou aceste aplicații performante despre care vorbesc guvernanții, pentru a sesiza totuși autoritățile când se întâmplă aceste tăieri ilegale și așa mai departe. Oricum, reportajele noastre vor dezvălui probabil unele din nereguli. Vom vedea ce spune și direcția silvică despre acest lucru și vom putea veni în zilele următoare cu mai multe detalii despre ceea ce se întâmplă aici sau poate chiar în pădurea Făget, unde unii și-au permis ca să muște din pădure ca să își facă vilele, să vedem cum se vor sesiza autoritățile, dacă vor exista desigur nereguli și se vor constata că aceste nereguli trebuie și pedepsite, Ovidiu. Tiberiu, îți mulțumim foarte mult și evident, doamnelor, domnilor, o situație care rămâne în atenția noastră. Veți afla informații și în următoarele buletine informative TVR Cluj. Mergem acum mai departe. Așa cum vă spuneam la început, Clujul se pregătește de spectacol. 16 trupe de teatru din 13 țări vor prezenta spectacole la Cluj-Napoca în cadrul Festivalului Internațional de Teatru Interferențe. Acesta este organizat de Teatrul Maghiar de Stat. Cluj-Napoca și-și deschide porțile joi 22 noiembrie 2018. Ediția din acest an își propune să ofere o temă de meditație referitoare la schimbările care s-au petrecut în lume în cei 100 de ani de la sfârșitul Primului Război Mondial. Studenții la actorie ai Universității Babeș-Bolyai, Facultate de Teatru și Televiziune, au prezentat un flash mob imaginat de Enică Gheorghiacab, pornind de la tema centrală a festivalului Războiul. Muzica.
Marea majoritate a spectacolelor invitate provin din țări din Europa Centrală și de Est, întrucât aceste regiuni au fost cele mai afectate de primul război mondial. Spectacolele selecționate ridică întrebări legate de individ și societate. Ce posibilități de schimbare avem într-o lume în care dialogul a dispărut? Să nu credeți că aceste spectacole chiar vor prezenta scene de bătălie sau scene de luptă din cele două războaie mondiale sau de altundeva. Încercăm prin această tematică să concentrăm anumite fenomene contemporane care ne neliniștesc și care devin acute în momentul în care nu vorbim deschis sau nu îi le adresăm publicului. Publicul clujan va avea ocazia de a vedea producțiile unor creatori de renume mondial. Trebuie să inventăm un dușman permanent, un inamic, ca să justificăm marile cheltuieli care sunt din buzunarii contribuabililor pentru a cheltui pentru înarmare continuă. Deci sunt trilioane, triliarde de dolari care se cheltuiesc pentru că aceste, ori fie că e o țară teroristă, că e Iranul, că e Afganistanul, dar sunt foarte multe lucruri ținute secret, ascunse din fața propriei populații. Și acest lucru, cred că trebuie să... Teatrul mai este poate în stare să adreseze, să pună întrebări, cel puțin, care nu sunt întotdeauna comode. Programul va fi întregit de alte evenimente care includ și în acest an discuții cu creatorii spectacolelor, lansări de carte, expoziții și concerte. Tot în cadrul festivalului va avea loc adunarea generală a Uniunii Teatrelor din Europa. Am revenit în platou, doamnelor, domnilor, alături de mine este domnul Tompa Gabor, director al festivalului. Bună ziua, bine ați venit! Bine ați revenit la noi! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație! Vă mulțumesc că sunteți alături de noi, vreau să vorbim pe larg despre acest eveniment și poate să începem chiar cu premiera, această adunare generală a Uniunii Teatrelor din Europa, ce are loc, iată, în cadrul festivalului. Da, este o adunare generală care se ține la Cluj din motive și practice, pentru că această organizație m-a ales președinte în luna mai a acestui an și cum se țin două adunări generale pe an, în noiembrie întotdeauna este a doua adunare, împreună cu întâlnirea comitetului director executiv. Așa că practic a fost să facem întâlnirea cu ocazia festivalului, unde adminte participă mai multe teatre membre ale Uniunii. Uniunea numără între sunt 17 teatre membre, 4 dintre aceste teatre vor prezenta spectacole la festival, Teatrul Volkstheater din Viena, Teatrul Național din Atena, un teatru care e relativ nou, va sărbători 10 ani de existență, un teatru extraordinar de special, Stanislavski Electroteater din Moscova și Teatrul Maghiar de Stat din Cluj, care e membru din 2007, Teatrul Piccolo, deci sunt 5 teatre membre, Piccolo Teatro din Milano, este un teatru fondator, care va prezenta un spectacol în regia și cu în interpretarea marelui actor de film Tony Servillo. Sunt și spectacole unde membrii individuali ai Uniunii vor semna regii sau scenografii ale unor spectacole invitate. Uniunea Teatrelor din Europa se află și ea la un fel de răscruce de drumuri. Încercăm să revitalizăm, să marele festival care nu a mai avut loc, marele festival al Uniunii care nu a mai avut loc din 2008, când Teatrul Maghiar din Cluj împreună cu Teatrul Bulandra au organizat ultima ediție. Sperăm că primăria municipiului Cluj-Napoca, care ne-a sprijinit și de această dată la festival, va fi interesat să prezinte acest mare festival în anul în care România va prelua președinția Uniunii Europene pentru 6 luni, dar sunt și alte orașe ale unor
teatre membre care s-au arătat interesați, cum ar fi Porto, de exemplu, sau Köln. Sperăm că vom reuși să atragem câteva teatre puternice să revină în Uniune, cum ar fi Odeonul parisian, Odeon care a fost centrul Uniunii Teatrelor din Europa timp de aproape 10 ani și care avem negocieri să revină. În orice caz, e un eveniment interesant cu mulți directori de teatru prezenți dintre teatrele membre. Evenimentul va avea loc duminică 25 noiembrie la hotelul Napoca, deci acolo este o sală de conferințe și va fi deschis interviurilor față de, adică dacă presa e doritoare, nu să participe la adunare propriu-zisă, că acolo se discută proiecte viitoare, dar să discute cu conducătorii unor teatre importante din Europa. Și spuneam puțin mai devreme, sunt 16 trupe de teatru din 13 țări care prezintă spectacole la Cluj-Napoca în aceste zile. Ocazia, oportunitatea de a vedea producții unor mari creatori de renume mondial. Dumneavoastră ați numit puțin mai devreme doar câțiva dintre acestea. Da, aș vrea să încep poate cu un eveniment destul de trist. Un mare regizor, unul dintre cei mai mari regizori ai ultimilor 25 de ani, lituanianul Eimuntas Nekrosius a încetat din viață alaltăieri seara, tocmai repetând spectacolul care va fi prezentat aici la Cluj, înlocuind un actor. Se numește Sons of a Beach, este spectacol semnat Nekrosius, care pentru prima dată va fi prezent cu un spectacol la Cluj. Nekrosius a încetat din viață și vă spun, e un eveniment trist. Am început festivalul ediția 2016 cu un spectacol în memoriam unui alt mare regizor slovenu, Tomas Pandur, cu Faustul lui, el bineînțeles fiind decedat în acel an, dar mai devreme. E într-un fel o mică umbră deasupra acestui eveniment, dar în același timp și un semnal de cât de fragilă este viața umană, dar și cu atât mai mult trebuie să încercăm să privim cu responsabilitate această temă actuală a festivalului, război, pentru că noi nu vrem să evocăm neapărat cele două războaie mondiale, ci propunem o meditație asupra condiției umane de astăzi, condiție umană pusă sub semnul întrebării și periclitată de un fel de stare de război care începe să devină o stare normală a globului. Nu putem spune că nu se întâmplă cu noi dacă momentan nu avem, nu știu, front sau nu se bombardează sau se trag, dar există focare de război armat sau nearmat în toată lumea, pentru că există acest motor care este profitul și interesul financiar care se pare că a preluat stăpânirea întregii umanități, singurul Dumnezeu fiind profitul, iar în focarul acesta economic care este globul pământesc, se pare că cel mai bun profit vine chiar dintr-un război permanentizat. Există, sigur, în aceste spectacole sunt și motive ale războiului, căci doar spectacolul de deschidere, care este Ifigenia Naulida / Occident Express, vorbim despre momentul premergător războiului, așteptarea intrării în război. În tragedia greacă vorbim despre invadarea Troiei de către greci. În același timp, în cea de-a doua parte a acestui spectacol,
în același decor vom putea vedea povestea unei familii siriene în anii noștri, în anul în care în zilele noastre, care încearcă să ajungă în țările scandinavice și familia va fi sever decimată în această odisee aproape imposibilă, trecând Marea Mediteraneană și țările balcanice și așa mai departe, gardurile cu sârmă ghimpată, zidurile înalțate, și vrem să propunem această meditație și să punem niște întrebări mai mult morale și de solidaritate umană, în ce măsură suntem îndreptățiți să judecăm ce va fi soarta unui om care, din împrejurări independente sau contexte care n-au fost create din propria voință, sunt nevoiți să-și părăsească să lase în urmă viață, spațiul, până la urmă. Spațiul de viață, să lase în urmă tot. Sigur, asta să nu credeți că toate spectacolele care vor fi prezentate sunt niște tragedii sau spectacole numai cu atmosferă neliniștitoare și sumbră, sunt niște spectacole responsabile. Însă aveți și celălalt registru, vă rog? Avem și celălalt registru. De exemplu, am discutat despre această piesă Elvira în interpretarea lui Tony Servio și a altor actori a Teatrului Piccolo. Acolo este vorba despre marele regizor francez Louis Jouvet, care în timpul ocupării naziste repetă cu o tânără actriță rolul Elvira din opera lui Mozart, Don Giovanni. Însă această actriță, care este de origine evreiască, nu mai are dreptul să apară în public pe scenă. Și atunci există aceste variante ale comportamentului uman solidar. Este foarte interesant, e foarte, foarte cald acest spectacol din punct de vedere uman. Există un alt spectacol care se numește Noi și ei, care tratează momentul acela de atac terorist din Cecenia, a unei grupări teroriste care ocupă sala unui liceu unde sunt elevi și care s-a soldat cu moartea peste 300 de oameni, mai ales tineri, elevi, prin intervenția forțelor armate ruse, și doi tineri adolescenți care rămân blocați într-o cameră alăturată, dar aud tot ce se întâmplă, încearcă să descifreze cele întâmplate, nu numai din perspectiva fricii, ci din perspectiva unei naivități care încă nu este întrepătrunsă de politic. Și sunt și momente nostime, de umor, încearcă să socotească, deși e un umor într-un fel negru, cam câți locuitori vor cădea pe cap de terorist. Este un spectacol care tratează acest fenomen din unghiul unor adolescenți inocenți care supraviețuiesc, dar mulți alții de vârsta lor cad victime. Este un lucru foarte interesant și aș spune un joc interesant pe care îl faceți cu aceste teme fantastice, războiul nu neapărat văzut în formă faptică, cum spuneați puțin mai devreme, în care Dumnezeul este profitul, războiul care aduce cu sine sărăcia, dar nu neapărat sărăcie materială, pentru că vorbim și despre o sărăcie sufletească pe care o resimțim foarte mult în zilele noastre, Holocaust, antisemitism, vedem numai departe aseară, nu? Aceste teme folosite într-o manieră iresponsabilă politică de-a dreptul și care pot să provoace fricțiuni extraordinare. Adică, cumva, un război în care, exact cum spuneți și cum este regăsit ca temă, ce posibilități de schimbare avem într-o lume în care dialogul a dispărut și pare că a dispărut, în care nu mai avem mamă, tată, niciun Dumnezeu, aruncăm unii în alții cu absolut orice. Urmărind imaginile pe care le-ați
derulat la începutul emisiunii din Hoia, este și acesta un război. Un război despre, mă rog, e vorba de un act ilegal, nu? E un act și nu numai ilegal, și un act irresponsabil în care zi de zi, deși auzim și vedem cum ne distrugem propriul nostru mediu conjurător, continuăm parcă și faptul că nu există dialog, faptul că lumea e așa de împărțită, faptul credeți că în această idee că nu mai există, că nu mai găsim vreo formă de dialog? Cred că trăim într-o lume manipulată în același timp și de media și de aceste tehnologii moderne de comunicare care parcă ne fac sclavi, dependenți, în care credem mai mult în realitatea virtuală decât în natură. Întreb elevi, studenți, cum e vremea și se uită pe telefonul mobil și spun e norat și spun uitați-vă pe geam, conform, e soare. Deci ei acordă mai mare încredere acestor device-uri decât realității. Și cred că ar trebui să ne întoarcem. Teatrul are această mare responsabilitate de a facilita dialogul între oameni, întâlnirea dintre oameni. Vreau să vă spun că este una dintre unul dintre scopurile propuse de acest festival de când s-a înființat el este întâlnirea tuturor clujenilor. Întâlnire la teatru, întâlnire în sala de spectacole unde auzim multe spectacole care sunt interpretate în limbi diferite, unele necunoscute total, străine, dar cu titraj în cel puțin trei limbi întotdeauna, limba română, maghiară, engleză și așa mai departe. Și cred că comunitatea nu se manifestă în multe locuri într-un mod solidar și responsabil. Există o anumită segregație, dar nu numai de etnic sau etnice sau etnică sau culturală, dar și de straturi sociale, de generații și așa mai departe. Și cred că n-ar trebui să așteptăm o nouă traumă istorică ca să ne trezim că probabil că atenția față de celălalt și solidaritatea umană sunt niște sentimente care nu ar trebui uitate. Teatrul, cel puțin, încearcă să creeze această discuție, să pună aceste întrebări onest, în care, dacă ne îndeamnă cumva la autoanaliză serioasă de ce putem face noi fiecare, pentru că nu ne putem exclude din povești. Nu putem spune întotdeauna, e politica de vină, e presa de vină, e conjunctura de vină, întotdeauna și noi suntem inocenți. Niște nu suntem, suntem, facem parte, chiar dacă posibilitățile sau terenul nostru de acțiune e destul de redus, dar trebuie să încercăm acest sentiment solidar. Sigur, nu numai războiul actual care împarte lumea în tabere, în care discursurile devin foarte ideologice, asta e marea problemă, nu mai urmărim faptele, adevărul în ghilimele, pentru că totuși există fapte care pot fi verificate. Se fac afirmații, dar nu mai contează ce fapte stau în spatele unor afirmații. Contează mai mult cine le-a spus, cine le-a adus și
Dacă e din tabără adversă, atunci este, mă rog, știre falsă sau... Dacă e al nostru, e foarte bun și mi se pare că această, această divizare a lumii, fără să fiu un reprezentant al vreunei teorii de conspirație, cred că e undeva manipulată, pentru că e mult mai ușor să, să stăpânești o lume care este perfect divizată, e mult mai ușor să pescuiești în ape tulburi decât să... Atunci când lucrurile sunt clare. Atunci lucrurile când o comunitate devine sau se trezește la nevoia de a se solidariza. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost alături de noi astăzi și mult succes în organizarea acestui eveniment extraordinar la Cluj-Napoca. Mergem acum mai departe, doamnelor, domnilor. Anul centenar înseamnă nu doar vorbe, ci și fapte. Asta cel puțin pentru locuitorii din două zone situate în nordul țării. Recent, aici s-a încheiat modernizarea unui drum județean care leagă Maramureșul de Bistrița Năsăud și care a fost numit Drumul Unirii. De bucurie, localnicii și autoritățile au făcut un spectacol chiar în pasul în care drumul atinge cea mai înaltă altitudine. Cu un traseu care șerpuiește printre dealurile de la poalele Țibleșului, drumul județean 171 trece prin 5 comune, 4 din Bistrița Năsăud și una din Maramureș. Era stricat și pe mai mult de 10 km era un drum de pământ pe care doar locuitorii situați la granița celor două județe îl puteau parcurge de nevoie și cu greu. Deși modernizarea lui vine târziu, oamenii se bucură că au scăpat într-un final de praf și noroi. Drumul Unirii leagă Bistrița Năsăud de Țara Lăpușului. Pentru că a fost modernizat, localnicii din zonă îl văd ca pe o oportunitate de dezvoltare turistică a zonei lor. Așteaptă acest lucru de peste 30 de ani. Cum a fost drumul ăsta aici, înainte a fost foarte rău, dar tot a circulat lumea pe segeal și aici a fost proiectat din timpul ungurilor să se facă drumul asfaltat, să se lege Târgu Lăpuș, de Bistrița, de Beclean, de Dej, de acolo în tăce vârstă. Era nevoie? Da, era. Atât Lăpușul din Maramureș, cât și Valea Târlișua din Bistrița Năsăud sunt zone pitorești, pline de obiective turistice. Turiștii însă nu se prea înghesuiau să le viziteze din cauza accesului dificil. Și în cele 4 comune din Bistrița Năsăud sunt puține unități de cazare, dar localnicii au planuri mari. Unii vor să cumpere casele vechi și să le transforme în pensiuni. Pentru străini, da. Ei le place așa ceva rustic și vechi și... Țara Lăpușului, avem mănăstiri frumoase, Modernizarea celor 40 de kilometri din Bistrița Năsăud a început în 2016. Maramureșenii au avut de modernizat doar 6 kilometri, dar au asfaltat doar 4 pentru centenarul Unirii. Restul urmează să intre într-un program de modernizare a drumurilor județene la anul. Valoarea totală 48,4 milioane de lei, aproximativ 10,5 milioane de euro. Nu sunt bani puțini. Finanțarea, cum v-a spus, mixtă, Consiliul Județean, Guvernul României, și vestea foarte bună este că acest drum a fost prins și în proiectele retrospective și toți acești bani vom recupera de la Uniunea Europeană, vom primi banii înapoi. Va fi principala legătură între județul Maramureș și Bistrița și am făcut toate eforturile necesare în acest an să avem finalizat drumul. Ce mai important e că se finalizează și în decembrie, aproape de ziua Unirii. De aceea l-am și botezat cumva drumul Unirii. Chiar dacă nu e finalizat în totalitate, panglica s-a tăiat pe drumul Unirii, iar localnicii s-au bucurat de un spectacol de colinde, muzică și danță chiar în pasul de pe dealul Șpan. Am revenit, doamnelor, domnilor, de la drumul Unirii din Bistrița, mergem în Țara Oașului. Un seminar dedicat locurilor și oamenilor din această parte de țară are loc chiar în această seară la Muzeul Etnografic al Transilvaniei din Cluj-Napoca. Discutăm chiar acum despre acest subiect cu invitații mei, Oana Ivan și Remus Țiplea. Bine ați venit alături de noi, mulțumesc foarte mult că sunteți astăzi cu noi, înainte, în preambul, nu-i așa, al întâlnirii care va avea loc, așa cum spuneam, la Muzeul Etnografic.
Da, în seara aceasta la ora 19. Ce o să abordați cu cei care vor fi prezenți alături de voi acolo? Știu că este o temă foarte, de fapt sunt teme, nu doar una singură, foarte interesantă. Am încercat să, eu sunt organizatoarea acestui seminar, eveniment. Am adunat prieteni, cunoscuți și experți să vorbim despre Țara Oașului, într-un cuvânt. Mie mi se pare că Țara Oașului este abordată din două mari perspective și în afară de acele două mari discursuri, respectiv ce chici, ce case oribile sau ancestralitate și sentiment profund românesc. Sunt două extreme. Două extreme și în afară de aceste două extreme nu prea este altceva. Acest eveniment din această seară dorește să arate alte perspective. Avem invitat un economist de la Banca Mondială, psiholog, avem, eu sunt antropolog, avem un compozitor și acest eveniment îl are în centru, de fapt, pe Remus Siplea, care a lucrat timp de 9 ani. Să prezentăm și o parte, o mică parte din, din muncă și o să te rog, Remus, să ne detaliezi puțin. Eu sunt oșan, născut în Țara Oașului, simt... Cred că oșenește, respir oșenește. Vreau nu primul... merge înțeleg pe aceste două extreme, cechici versus ancestralitatea sau cum? Să știți că chestia asta cu chici, poate lumea are întipărită cumva chestia asta, că dacă vede că e o casă mare, înseamnă că e și chicioasă. Timpurile se schimbă, vremea de când avem acces în Uniunea Europeană e lungă, oșenii încep să se schimbe, încep să aibă viață socială dincolo, vină vacanțe, Ioana știe, a văzut. De-aia încercăm să arătăm că nu neapărat fațada chiciului este esența oșeniei. În contră. Asta e cumva și profund. O temă, să spunem așa, generația de afară. Da, cam cât. 80% din oșeni sunt plecați în străinătate. Eu mă îngrozesc la cât de mulți sunt plecați și mă gândesc că deodată noaptea mi-amintesc și mă gândesc că vis-a-vis ca și când trebuie să faci un plan de ala cu vecinii, când trebuie să obții o autorizație de funcționare la o firmă, ai releveul ăla și îți ceri vecinii față, stânga-dreapta și stânga-dreapta. Și mă gândeam, vecinii mei care sunt plecați? Păi sunt plecați față stânga și dreapta și stânga mea și lateralul meu, unul singur rămas acasă. Cam care proporția de oameni plecați în străinătate din Țara Oașului? Da, problema este că se tot vorbește despre migrație și despre faptul că satul românesc este depopulat, avem niște lamentări mai mult sau mai puțin adevărate sau susținute de realitate, dar nu ne uităm cum putem să facem să nu există această disoluție a satului românesc. Problema pe care o vom aborda și în această seară la seminar va fi că în loc să ne uităm, aceste costume nu mai respectă florile sau acele motive de acum 20 de ani sau materialele folosite acum 40 sau 50 de ani sau casele nu mai sunt la fel, deci toate acestea sunt niște forme, ar trebui să ne uităm la fond. Deci la fondul satului rural, adică la lumii rurale. Acești oameni care trăiesc în aceste zone, de fapt, dincolo de costume și de case, au acces la piață pentru produsele lor. Laptele, produsele care se vând și politicile agrare îi susțin și pot să fie încât să-și păstreze stilul tradițional pe care de altfel noi îl deplângem. Noi deplângem o formă pierdută fără să ne uităm de fapt ce putem face ca acest fond... Că oamenii n-au avut nicio altă șansă. Da, acest fond să fie... N-au fost susținut altfel. Da, copiii să aibă educație, să aibă acces la educație și cei care se întorc. Sunt foarte mulți oșeni care ar dori să... Oșeni, dar nu numai oșeni, asta este o problemă la nivelul României, care ar dori să se reîntoarcă. Eu însă mi-am fost plecat în străinătate, în Anglia și în America, și la reîntoarcere mi-a luat cel puțin 2 sau 3 ani să mă reintegrez social de unde am plecat. Da, am auzit-o chiar de curând pe Paula Herlo. Spunea că a fost într-o comunitate de români cu câțiva ani în urmă, chiar de oameni din Maramureș plecați în altă țară. Și au spus, da, ne dorim să ne întoarcem. A mers ea acum iarăși la ei și au spus oamenii aceia, nu ne mai dorim atât de mult să ne întoarcem în această Românie de astăzi. România o vedem ca un sat de vacanță cu case goale. Sunt niște povești sfâșietoare. Depinde de generația care, din care faci parte.
Sunt generații care au plecat, care au apucat să trăiască în România, care știu ce înseamnă să trăiești în România, își doresc foarte mult să se întoarcă, iar nu s-a casă nici acolo, nici aici, că dacă vine aici vreau să meargă acolo, dacă s-a acolo vreau să se întoarcă acasă. Și cum e să fii suspendat, să trăiești între două lumi? Nu știu, cred că e îngrozitor să nu fie acasă nicăieri. Sunt generațiile mult mai tinere care s-au născut acolo, care au făcut școală acolo, care au prieteni acolo, care au viața lor acolo, și pentru care România vine acasă, e ceva exotic, vede găina în curte, fuge vaca pe stradă, e o vacanță exotică, o făcut anul ăsta, poate mai face peste 5, poate peste 3, dacă a murit bunica, bunicul, la cine să mai vină? Chiar nu vreau să vină, eu știu situații în care părinții au vreo probleme, că eu vreau să vină neapărat să vină în august, copiii nu mai vreau să vină în august, nu știu cum să facă, să nu știu ce vacanță, să trebuiască să vină acasă în august. Deși au început să apară generațiile care au plecat în primii ani de după Revoluție, care au început să primească pensiile din anumite țări și au început să se întoarcă. Deci începe să se învârte o roată. Apoi, în ce sens? Da, problema este la nivel României, nu doar țarașului, că nu există studii cantitative și calitative care să vorbească despre această situație a migranților care se întorc. Despre condiții, despre ce înseamnă să fii între două luni, așa mai departe, din punct de vedere economic, psihologic, cum să fii suspendat între două luni, cum să te poți reintegra social și economic, să redevii parte a comunității din care ai plecat. Toate aceste teme nu sunt abordate. Vorbim despre diasporă doar foarte rar atunci când este vorba de voturi. Și în rest, diaspora și atunci, care este într-un anume fel, există, acum parcă s-a mai temperat, dar cei care nu erau plecați în străinătate ca și doctori cu care ne mândrim, erau numiți automat căpșunari. Discursul s-a mai temperat, zici? Poate, nu. Dar n-am văzut în vară cum au fost numiți, nu pot. Suntem la televiziunea română, nu pot să reproduc. Îmi pare foarte rău ce au spus politicienii despre ei. Nu mă refer aici la politicieni, mă refer și la publicul larg. Noi avem niște, deci, repet, dacă nu sunt doctori cu care ne mândrim, doctorul nu știu care operează în Franța, ceea ce este foarte bine, dar în spatele lui sau sunt alți zeci de mii de oameni care muncesc. Pe aceea îi numim căpșunari. Exact. De ce să-i numim căpșunari și de ce să nu vedem ce fel de politici putem să abordăm sau să propunem sau în primul rând cum putem să reintegrăm pe acești oameni? În studiu de diseară, în seminarul de diseară, Marius Cristea, economistul, va spune că investițiile, deci banii care se întorc în țară, care sunt trimiși în țară de acești migranți, este mai mare, de suma totală, este mai mare decât suma investițiilor, care susțin activ economia. Decât investițiile directe ale firmelor străine. Deci să vă închipuiți, ceea ce trimit românii în țară este mai mare, este suma mai mare decât investițiile directe străine. Și despre aceste sume nu se vorbește, nu vedem ce facem cu el, cum le putem folosi înspre beneficiul nostru. Sunt niște albine, cum să spun, lucrătoare, care au plecat și îi vedem doar de 2-3 ori pe an. Da, și culmea este că tot ei sunt cei care țin și de port și de tradiții și de tot ce înseamnă oșenime, tot ăștia care sunt plecați. Țin mult mai mult la valorile de acasă decât cei rămas acasă. Te unește ca și comunitate, indiferent unde ești, exact un astfel de pilon. Și să ne întoarcem. Dumnezeul meu. De ce Dumnezeul meu? Sau de unde acest titlu? Căutam un titlu, am pozat, am început prin 2009, primii doi ani eram într-o căutare continuă. Am început să pozez în partea asta religioasă, am documentat 6 confesiuni religioase în cartea care am făcut-o apar de prin 2011, că primii doi ani eram într-o căutare, cum am zis. Am lucrat foarte multă vreme la proiect și îl numeam confesiuni religioase. Anumite discuții cu anumiți prieteni, mi s-a sugerat că ar trebui un titlu mult mai mult, mă frământam, trebuie un titlu foarte simplu, un titlu în care să se regăsească orice om care crede în Dumnezeul lui. Aveam eu o interzicție, și un fel de Dumnezeu meu ce urât e aia, Dumnezeu meu ce bună e poza asta, Dumnezeu meu ce vreau să mă duc nu știu unde. Și zic, bă, ăsta e titlul meu, ăsta e Dumnezeu meu. Și fiecare, că ești martor, că ești penticostal, că ești adventist, că ești ortodox, că ești catolic, ai Dumnezeu tău. Trebuie să ți-l găsești, să fie a tău și să-l ai cu tine. Documentarea n-a fost simplă la început, deși eu trăiesc într-o zonă unde, într-o comunitate mică, ne cunoaște, ne acceptă, n-am vrut să, din contră, am vrut să fac servicii comunităților religioase în care am umblat, nu să fac deservicii, m-au acceptat până la urmă, după aia cu timpul mi-a fost
oarecum mai simplu, că mă sunau, mă anunțau că avem un eveniment mai important, avem o chestie și așa am ajuns să fac Dumnezeu. Este Dumnezeul meu, să spunem așa, această temă a credinței, un alt pilon care unește oamenii în aceste comunități? Normal, asta ar trebui să fie, dar nu știu, parcă fiecare îl vede pe Dumnezeul lui mai Dumnezeu ca așa al lui celălalt. Normal, esența asta ar trebui să fie. Da, e foarte interesant. Suntem în anul în care aniversăm centenarul, nu? Unirea. Suntem poate mai dezbinați ca nici când. Deși dacă vorbim în spirit oșenesc, parcă oșenii când se strâng acasă se simt mai uniți ca oriunde și răstoarnă munții. Deci nu mi se pare că am fi chiar așa de dezbinați. Că sunt dezbinați, că suntem împrăștiați în toată lumea asta, dar au două luni în care vin acasă și ca și râurile care se varsă în mare. Tot direcția, sensul, toți vin acolo și autobenzile, gem de coloane, de oameni care vin. Normal, eu cred că ce chestie generală nu neapărat pe țară oașele, că toată România e așa. Da, am fost în toamnă, nu e o ațipenie de om pe acolo. Remus mi-a și spus, eu sunt din Cluj, a zis, dar nu veni acum, că n-ai ce să vezi. Zic, da, că nu e nimica. Păi zic, vreau să văd nimicul. Bine, vino, hai să vezi nimicul. A fost foarte interesant. La un moment dat mi-am dat seama că și măcar câini nu sunt pe stradă și pe urmă m-am gândit... Am văzut un câine și am zis, nu, ăsta dacă mă mușcă, o să mă găsească în toamnă, în iarnă, când o să vină, că în rest nimeni nu știe că ești pe aici. Deci este o senzație foarte stranie, iar în seminarul de diseară voi explica contextul, cum s-a întâmplat, tot ceea ce vedem noi, aceste case și comunități absolut golite, s-au întâmplat datorită unui context anume social, politic și economic. Nu este pentru că oșenii sunt mândri și proști și și-au făcut niște case mari și au vrut să se fălească. Deci nu aceasta este explicația, cea care o aud aproape cel mai des. Există un context, există totul o legătură și din interiorul comunităților are un sens pe care îl voi explica diseară. Cu atât mai mult, iată încă un motiv întemeiat să fiți prezenți de seara ora 19, înțeleg, la Muzeul Etnografic al Transilvaniei, doamnelor, domnilor, această întâlnire extraordinară, foarte multe teme interesante abordate, generația de afară, Dumnezeul meu, evident, un album fantastic cu poze și această, să spunem așa, nu, pendulare de la ce chici oribil la ancestralitatea sentimentului românesc cu explicațiile specialiștilor care vor fi prezenți. Eu vă mulțumesc foarte mult, mulțumesc, pentru că ați fost alături de noi. Știu că programul e foarte încărcat înainte de acest eveniment. Mult succes! Mulțumim foarte mult! Mergem mai departe, doamnelor, domnilor, istoria națiunii române pusă pe note muzicale într-un spectacol de 2 ore la Opera Națională din Cluj-Napoca. Cu ocazia centenarului, artiștii vor pune în scenă o poveste românească de la tradiția precreștină la comunism și epoca contemporană a țării noastre. Spectatorii vor vedea momente triste sau vestele acelor 100 de ani de la momentul constituirii României. Premiera poveste românească de Dan Variu surprinde esența istoriei neamului nostru, a devenirii sale identitare, culturale și naționale prin muzică. Artiștii Operei Naționale Române din Cluj-Napoca, alături de invitați speciali și cu participarea extraordinară a solistului Dan Binman, vor conduce spectatorii în toată istoria neamului românesc. Spectacolul va avea două părți. Prima parte va cuprinde cronologia muzicală a poporului român din sfera bizantină și muzică religioasă. A doua parte se va focaliza pe momentul Marii Uniri, dar va scoate la lumină momente muzicale din epocile comunistă și post-decembristă. O frescă muzicală a istoriei României, bineînțeles în viziunea mea și a Cosminei Timoce, care este libretist. Suntem coautori și am încercat să ne dăm subiectiv, o viziune subiectivă a istoriei României și felul în care vedem noi România și românitatea. Am ales, nu știu, textele în funcție de reprezentativitatea lor pentru epoca respectivă, dar și de mesajul general al piesei, adică trebuiau să aibă o dată să fie ilustrative pentru aerul epocii, să zic așa, la fel ca muzica, dar să construiască și povestea, să fie una dintre piesele de puzzle din acea poveste. Statutul deosebit al evenimentului va fi conferit totodată de lansarea primului volum Istoria Operei Naționale Române din Cluj-Napoca între 1919 și 1945. Este vorba de o lucrare care își propune să valorifice un manuscris lăsat moștenire de către Caius Olariu, fostul director al primei instituții lirice a țării din perioada celui de-al doilea război mondial. Caius Olariu a lăsat operei din Cluj și comunității o comoară. De fapt, această istorie a Operei Naționale Române din Cluj-Napoca este munca lui de o viață. A intrat în operă imediat după Marea Unire și atunci a început să scrie istoria acestei instituții. Și atunci, dacă aruncăm o privire asupra manuscrisului,
cele 1500 de pagini pe care le-a lăsat, de fapt este viața lui, viața operei și viața unei lumi pe care el a iubit-o foarte mult. Premiera spectacolului Poveste Românească este programată pentru data de 25 noiembrie 2018 de la ora 18:30 la Opera Națională din Cluj-Napoca. Am revenit în platou, doamnelor, domnilor, și la final de emisiune vă invităm la Festivalul Internațional de Ceramică Contemporană, alături de președintele și fondatorul acesteia, Ioan Sumedre Sumi, cum spuneai puțin mai devreme, și de Milena Surducan. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Bine v-am găsit. Vreau să-mi dați detalii despre acest eveniment, vreau să-mi spuneți toate de desubturile pe care le-ați gândit. Avem nevoie de mai mult timp pentru a spune toate de desubturile. Hai să profităm de cel pe care îl avem! Păi aș începe eu cu o prezentare pe scurt a evenimentului din acest an. Te rog. Pot să spun că este o ediție mai restrânsă decât ceea ce am organizat până acum, însă ne-am dorit o ediție mai apropiată sărbătorilor. 23-25 noiembrie, respectiv weekendul acesta. Ediția se desfășoară în trei locații din Cluj, la Bastionul Croitorilor, la Institutul Francez și la Cafeneaua Espresso Studio. Cafeneaua Espresso Studio este de altfel un spațiu cultural atașat festivalului, unde desfășurăm o serie de workshop-uri. Târgul de ceramică contemporană va avea loc la Turnul Croitorilor. Vom fi în total 10 expozanți cu lucrări foarte diverse. Vor fi atât produse utilitare cât și bijuterii sau obiecte decorative. Probabil pentru buzunarul tuturor, asta e important de menționat, să nu aibă toată lumea senzația că vorbim doar de exponate scumpe, ci ele sunt și accesibile. La Institutul Francez va avea loc o expoziție de ceramică conceptuală, artistică, o expoziție personală a domnului Gavril Zmicală, care este de altfel directorul Liceului de Arte Plastice. După părerea foarte mea, unul dintre cei mai buni ceramiști din țară. La foarte interesantă abordare a dânsului între epiderma lutului și inteligența formei. Există în câmpul artei un interval tainic, o zonă primejdioasă pe care o traversez adesea cu lucrările mele. Adică cum, adică? Foarte, foarte frumos spus. Să știți că până la urmă întrebările artiștilor n-au întotdeauna răspunsuri. Și artiștii, ca orice om pe lumea asta, caută în sine răspunsul existenței, dacă vreți să spunem așa. Revenim la program, îmi cer scuze că te-am întrerupt, spuneai că vor fi abordate, să spunem așa, produse pentru toate buzunarele, pentru toate gusturile, pentru toate ocaziile. E adevărat, noi ne dorim ca oamenii să aibă ocazia cu acest târg să poată achiziționa cadouri deosebite pentru cei dragi. Spun să poată achiziționa pentru că nișa aceasta a ceramicii este una destul de puțin cunoscută, din păcate, și pentru a rămâne ceramist în zilele noastre trebuie să fii și susținut de către public, pentru că altfel lucrurile nu pot funcționa, din păcate. E foarte important ca acest eveniment să rămână cel puțin anual, din punctul meu de vedere, pentru a aduce aminte publicului că există acești ceramiști pregătiți la Cluj, la una dintre cele mai bune școli de ceramică. Vorbim nu doar din țară, ci putem spune liniștit din Europa. Wow. Care cred că merită vizibilitatea cât mai bună. Da, știu că este planificat și atelier, de fapt ateliere de creație artistică ce vor fi organizate la această cafenea pe care voi ați numit-o puțin mai devreme și o să vă rog să-mi dați detalii și despre acestea. Așa este, în acest an avem parte de 4 ateliere. Primele 3 sunt ateliere de modelaj, iar al patrulea este un atelier de pictură pe obiect ceramic. Și în orice modelaj, construcție de obiecte, portrete, da, sau măști. Nu, da, cred că, da, e ușor. Este ceva deosebit, însă vom avea coordonatori artiști, printre care Denisa Curte, Horia Petrehuș, Laura Petresc de la Asociația Terra Dacica Eterna, și va fi și Cristina Gagiu la pictură pe obiect ceramic, și ei practic vor coordona participanții, deci nu vor avea probleme cu siguranță să realizeze. Și ca participant, în momentul în care te implici, trebuie să ai, nu știu, minime cunoștințe? Nu este nevoie, nu este nevoie, adică noi practic ne-am propus aceste ateliere să aibă un scop mai mult recreativ și de
a interacționa cu ceramica. Deci nu este nevoie să fi studiat ceva în prealabil sau să mai fi lucrat. Adică e nevoie doar de curaj? Da, da, să spunem. În primul rând de curaj. În primul rând, da, și de dorința, practic, de a cunoaște mai multe despre acest domeniu. Și e important de notat faptul că atelierele sunt atât pentru copii cât și pentru adulți și chiar încurajăm să participe familiile. Și foarte interesant și aici o să vă rog să-mi dați detalii. Sâmbătă, doamnelor, domnilor, 24 noiembrie de la ora 18 la ora 20, atelier de modelaj, figurine și jucării antice. E o oportunitate extraordinară, poate, nu știu, pentru părinți, poate de a merge împreună cu copiii, dacă îi primiți exact, în această exact. Configurație. Da. Se apropie sărbătorile de iarnă, sunt, cred, cadouri ideale pentru cei de dragi. Foarte adevărat. Lucrările în urma acestor ateliere rămân la cafenea, unde le vom arde, iar participanții le vor putea... Arde pentru a le întări? Pentru a le da, nu, pentru trece a deveni prin procesul un... complet, să spunem exact, așa, al fabricării. Exact. Obiect ceramic finit, să-i spunem. Noi chiar încurajăm participarea părinților alături de copii, pentru că, din punctul nostru de vedere, se petrece destul de puțin timp în ziua de azi în familie și sunt niște activități foarte, foarte plăcute. Și foarte important să le repetăm celor care ne urmăresc acum, nu e nevoie de anumite prerechizite, nu e nevoie de anumite talente sau cunoștințe speciale de exersate, nu știu, în cadrul unei școli specifice de artă și așa mai departe, ci pur și simplu vă puteți prezenta. Cei care conduc aceste ateliere și le coordonează vă vor însoți în această călătorie în lumea modelajului. Așa este, nu este nevoie de absolut nimic. Noi de altfel organizăm și în timpul anului la cafeneaua festivalului o serie de ateliere, atât private cât și deschise publicului larg. Milena susține chiar un curs de desen de multe luni, are cursanți care vin constant după servici la desen. Așa este. Am început în luna februarie, deoarece am observat că este așa o necesitate de-a dreptul ca persoanele care nu sunt neapărat din acest domeniu să aibă ocazia să interacționeze cu artele și foarte mult și cu desenul, care este practic la baza tuturor artelor. Și ei, în general, fac acest lucru cu scopul de a se relaxa, de a cunoaște această comunitate pe care, practic, noi am început să o creăm în zona artelor vizuale. Și chiar aș vrea să citez pe unul dintre cursanții mei, care spune că pentru el este chiar o formă de meditație. Este o meditație pentru că este nevoie să fii prezent în momentul în care desenezi. Nu poți să te gândești la alte griji, tu trebuie să fii acolo cu desenul, să reușești să te concentrezi. Și mi-a mai spus că îl ajută foarte mult și la locul de muncă, unde a reușit să aibă mai multă răbdare, pentru că prin desen ne dezvoltăm și această capacitate, adică este necesară, altfel nu avem cum să avem rezultate. Da, și spunea Sumi puțin mai devreme despre faptul că avem la Cluj-Napoca o școală foarte bună, foarte bine pregătită, aproape, de fapt nu aproape, chiar la nivel internațional putem să judecăm lucrurile în acest punct de vedere. Nu e cumva privită această disciplina a ceramicii cumva la marginea artelor vizuale sau... poate ar trebui făcut ceva pentru a ajunge mai central, să spunem așa. Din păcate, de-a lungul timpului nu a avut suficientă vizibilitate această nișă a artelor vizuale, însă credem că este important să existe aceste evenimente, sperăm cât mai dese, nu doar cele organizate de noi, mai este și Bienala de Ceramică la Cluj, și altă lume implicată într-o serie de evenimente. Cred că e importantă frecvența lor, pentru că în felul ăsta ea rămâne cunoscută. Vorbeam de școala de ceramică de la Cluj, ea a avut chiar câteva generații de aur, în special înainte de Revoluție, unde artiștii ceramiști erau trimiși ca reprezentanți peste tot prin lume, chiar și în Arizona sau la Mino, în Japonia. Putem menționa de altfel și existența marilor fabrici de ceramică de la Cluj, care au fost zeci de ani producătoare pentru toată Europa și nu numai de ceramică. Da, așadar, doamnelor, domnilor, 24 și 25 noiembrie, această întâlnire extraordinară cu cei de la Kaolin, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost alături de noi, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Sunt Ovidiu Damian, să aveți o după-amiază excelentă. La revedere!